Preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, alături de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat duminică 28 aprilie 2024 taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Preasfinția sa a fost întâmpinată în fața Măreții Clopotnițe a așezării monahale de autoritățile locale, de Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii și de mulțimea credincioșilor. În incinta vechiului așezământ monastic, părintele episcop a înălțat rugăciuni pentru sănătatea sufletelor și a trupurilor celor prezenți și a celor care, din binecuvântate pricini, nu s-au aflat la acest moment duhovnicesc. Ca să fie celor ce vor ruge din el spre tămăduire, spre zbăvire din toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și toată răutate. Te ajută la aceasta spre stăgească a sfârmele tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne... Cela ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dăruit puterea să tămăduim cu un de lemn însoțit cu rugăciunea neputințele omului. Însuși un de lemnul acesta rânduiește spre tămăduirea celor ce nu se ung din el, spre depărtarea a toată neputința și a toată boala, spre izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la tine mântuire. Cuvântul de învățătură a fost adresat de părintele Ioan Mihoc, director emerit al Seminarului Teologic Liceal Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. Rugăciunile Sfântului Maslu ne spun, de fapt, un lucru foarte, foarte important. Ce spune așa? Ne spune așa, chiar în prima rugăciune, și vă citesc de aici, ca să vedeți, că noi, ori în ce fel am fi venit la Mănăstirea Hadâmbu, suntem, ne folosim de darul lui Dumnezeu. Că spune așa, tu care iubești pe cei drepți și pe cei păcătoși, miluiești. Dumnezeu iubește pe cei drepți, și oarecare dintre noi se consideră a fi drept, dar sigur ne socotim păcătoși și nu uităm că și în cazul acesta avem mila lui Dumnezeu cu noi. Avem mila lui Dumnezeu cu noi. Și atunci când urcăm spre Hadâmbu aici, spre bucuria aceasta a lucrării lui Dumnezeu aici aproape de Iași, noi urcăm spre mila Domnului și urcăm spre mila Maicii Domnului. Și simțim lucrul acesta, dacă n-ați simți și dacă n-ați ști, că în uleiul acesta pe care îl luăm noi din alimentară și îl punem înainte lui Dumnezeu, aici, după rugăciune, va sălășlui puterea lui Dumnezeu, care împreună cu rugăciunile noastre, ale tuturor și a preoților și a dumneavoastră, este acest undere purtător de har, mântuitor, pentru că noi ne rugăm lui Dumnezeu și spune Părinte Sfinte, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, care ai trimis pe unul născut fiul tău să tămăduiască și să răscumpere din moarte, tămăduiește-ne și pe noi și pe poporul tău. Așa spunem noi rugăciunile noastre, iubiți credincioși. Astăzi este o sărbătoare mare. Dimineața am venit la Sfânta Liturghie. De ce? Cu ramuri în mână, să-L întâmpinăm noi pe Mântuitorul. Să-L întâmpinăm. Să-I aducem și noi o mărturie că vrem cu sufletul nostru să-L preamărim pe Mântuitorul Hristos, Cel care merge spre pătimire.
Iar după masă, astăzi, de ce ne-am întâlnit aici? Pentru că ne rugăm Dumnezeu să ne întâmpine El pe noi, cu necazurile noastre, cu bolile noastre, cu răutățile noastre, cu neîmplinirile noastre. Dar noi venim la El și îl rugăm ca să ne întâmpine El pe noi și să ne ducă peste săptămâna aceasta plină, vedeți, de durere duhovnicească, pentru că știm că din cauza păcatelor noastre Mântuitorul a trebuit să pătimească și să moară pe cruce răstignit, dar în același timp, având nădejdea învierii și a vieții cele veșnice. Dar, iubiți credincioși, să plecăm plini de bucurie aceasta. Am venit în seara aceasta să ne întâmpine Domnul pe noi și Maica Sfântă. Și El ne primește pe fiecare și ne dăruiește fiecare ceea ce avem nevoie. Rugăm pe Mântuitorul Hristos și pe Maica Sfântă să ne însoțească pe drumul acesta spre bucuria împărăției cerurilor. Dar am mai venit pentru ceva noi astăzi. De ce am venit? Nu uităm că suntem în preajma zilei de naștere a Părintelui Staret. Cred că toți știați. Și am venit ca să-L felicităm și să ne rugăm împreună și să luăm binecuvântare de aici, de la Mănăstirea Hadâmbu, unde El pune tot sufletul Lui, toată puterea Lui, toată, cum spune Lui, toată virtutea Lui, o pune în slujba Lui Dumnezeu, a Maicii Cele Sfinte și în slujba acestei mănăstiri, ajutat, bineînțeles, de înalt preasfințitul, de preasfinția sa, care este permanent, l-am văzut aici, dar plin înconjurat de dragostea frăților voastre. Părinte Stare, vă rugăm să ne permiteți tuturor să vă felicităm și ne rugăm lui Dumnezeu ca să fiți în toată viața plin de putere ca să mărturisiți pe Hristos și puterea învierii Lui într-o mulți și fericiți ani. Părintele Episcop Nichifor Botoșeneanu l-a felicitat pe Părintele Stareț cu prilejul împlinirii a 60 de ani de viață și pentru toate realizările de la Mănăstirea Hadâmbu. În fiecare an, în slujba Floriilor, Părintele Stareț are grijă și rânduiește ca să se împlinească slujba Sfântului Masulu, gândind și la undelenul care s-a vărsat de către femeia cea binecinstitoare pe picioarele Mântuitorului, spre mângâiere, spre bună mireasmă, spre jertfă ce se aduce de către omul lui Dumnezeu. De aceea și legătura aceasta cu Sfântul Maslu adusă în seara zilei de flori. Dar astăzi, într-adevăr, se împlinește, odată cu acest obicei de an și an, se împlinește și acest motiv în plus de bucurie la care suntem chemați să ne unim cu toții. Am venit și ne unește aici un gând de cinstire al Domnului pe de-o parte, gândul de a lua putere de la Domnul ca să împlinim cuvântul, să ne împlinim rostul Lui, dar suntem chemați să împlinim și cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune să plângi cu cei ce plâng, să te bucuri cu cei ce se bucură. Și azi, într-adevăr, nu doar pentru Părintele Stareț, ci și pentru obștea acestei mănăstiri, este prilej de bucurie, pentru că ziua în care ne-am născut este zi în care suntem chemați să mulțumim Domnului, noi înșine, cei care ne prăznuim ziua, dar și cei care sunt apropiați nouă, să mulțumească Domnului pentru darul vieții, pentru lucrarea frumoasă ce se împlinește. Și Părintele Nicodim cu fiecare an adaugă mai multă experiență, mai multă bucurie, mai multă jertfernicie. Să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu Părinte și pe dumneavoastră și obștea, pentru ca așa cum un izvor ce curge se primenește tot timpul, tot așa și Sfinția voastră, lăsând această lucrare să curgă de la Dumnezeu spre credincioși, să aveți tot timpul sufletul plin de putere, de bucurie și cu dragoste ca și până acum. Să fiți binecuvântat împreună cu toți părinții din această obște, binefăcători și credincioși. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță și-a exprimat bucuria pentru că preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanu l-a slujit la Mănăstirea Hadâmbu și a mulțumit tuturor pentru că s-au rugat împreună. Țin să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru cei 60 de ani, îi împlinesc aici 34 de ani de Hadâmbu.
Și nu-mi pare rău că am îmbătrânit așa și am ajuns 60 de ani, dar v-aș ruga, preasfinția voastră, dacă mă îngăduiți să puneți un cuvânt la Maicuța Domnului, deși o iubesc mult, să-mi ajungă anii. Să mai pot fi util atât locului obștici credincioșilor care vin cu atâta râvnă zi noapte în dealul mare la Maicuța Domnului, în grădina Maicii Domnului. Că știu că aveți putere multă. Și dacă nu cer prea mult, atât dar doresc ca Maicuța Domnului să îmi prelungească anii, să pot să mai slujesc în acest loc sacru, că nu ușoară mi-a fost crucea acelor 34 de ani aici, unde n-a fost nimic, un loc pustiu. Și iată, rânduiala lui Dumnezeu, cât de frumos le așează Măicuța Domnului, care este stareța locului, cum a blagoslovit acest loc dintr-o ruină să ajungă o prea frumoasă sihăstie. Dar nu în ultimul rând, dacă nu vă aveam pe frățele voastre, în primul rând aș dori să mulțumesc să mă plec în fața fiilor mei duhovnicești, în afară de oftea mica mea destoinică, o a doua ofte care mi-au fost și îmi sunt alături preasfinția voastră de mulți ani. De 34 de ani ne-a ușurat crucea și n-am simțit povara greutăților ce au fost în acest loc, dintr-o ruină, să vezi astăzi o frumoasă sihăstie, o frumoasă mănăstire înflorind. Vă mulțumesc, preasfinția voastră, și v-am mulțumit și vă mulțumesc deseori, am să vă mulțumesc pentru că existați. Trebuie să recunosc că m-am rugat la Maica Domnului să ajungi să arhiereu, așa cum ați meritat. Și v-am spus și înainte de a pleca la Sfântul Sinod, că Maicuța Domnului să vă pună acolo unde meritați. Și astăzi vă văd în fața ochilor mei ca pentru o minune. Vă mulțumesc, preasfinția voastră, pentru tot ce faceți, numai pentru mine și locul acesta, pentru toate sfintele noastre mănăstiri, unde nu sunteți prezenți, prin toate cătunile, prin toate biserici, prin toate mănăstirile. Nu ușoară este eparhia noastră, a înalt preasfinției și a preasfinției voastre. Știu că aveți agenda foarte încărcată, dar n-ați întors fața de la noi și ne-ați bucurat. Trebuie să recunosc că avem o mare nevoie în seara aceasta de preasfinția voastră. Că intrăm în săptămâna patimilor și ne-ați ușurat și ne-ați blagoslovit și ne-ați binecuvântat prin binecuvântările arhierești. Să ajungem bucuria învierii lui Hristos, să ne bucurăm de învierea lui Hristos, frați și surori, să iertăm totul pentru învierea lui Hristos. Vă mulțumesc, preacucenici părinte, pentru cuvântul de învățătură și surpriza care ne-ați făcut-o la cei 60 de ani ai mei. Și încă o dată vă mulțumesc și mă plec în fața preasfinției voastre că ați reușit să ne bucurați în seara aceasta prin prezență, dar nu numai prin prezență, prin tot ce e sacru și sfânt, prin cuvântul propovăduit și prin binecuvântările arhierești care aveam și avem cu toții o mare nevoie. Iar dumneavoastră, popor binecuvântat, cum spune în alt preasfințit nostru Părinte Mitropolit, care sunteți de altfel, cum spune-o deseori, podova bisericii, vă doresc din sufletul inima mea sărbători frumoase, binecuvântate și să vă aducă bucuria în viele multă, multă lumină și binecuvântare în casa și familia frăților voastre. Pelerinii și preoții au cântat la final Mulți ani trăiască! Mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți, mulți ani, la mulți ani. La taina Sfântului Maslu a participat un grup de pelerini din parohia Romanov ca protocopiatul ungheni din Mitropolia Basarabiei, însoțiți de preotul paroh Nicolae Tverdăstup. Prin grija părintelui stareț Nicodim, mănăstirea Hadâmbu a asigurat atât transportul cât și cazarea pelerinilor de dincolo de Prut. Un alt grup de pelerini a venit din comuna Andrieșeni, coordonați de profesorul Ilie Urmă, consilier local în cadrul primăriei Andrieșeni. Iată că părintele stareț Nicodim Gheorghiță, prin
aceste evenimente și anume prin taina Sfântului Maslu cu ierarh, ne face bucurie nouă celor din comuna Andrieșeni și de fiecare dată ne organizăm cu câte un autocar și venim și ne odihnim sufletele. Avem o bucurie deosebită sufletească. Sigur că de data aceasta femeile din gospodinele noastre din comuna Andrieșeni s-au organizat și au pregătit o masă care cuprinde sarmale și pește pentru pelerinii noștri toți și încă o parte din pelerinii care nu sunt din grupul nostru au venit și s-au bucurat de sarmalele acestea bune de post. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță s-a născut pe 29 aprilie 1964 în satul Laura, comuna Vicovu de Sus, județul Suceava, fiind al 8-lea copil al părinților Gheorghe și Elena. A primit numele de botez Nicolae. Tunderea în monahism a fost săvârșită pe 18 decembrie 1988 de vrednicul de pomenire episcop Gherasim Putneanul, care a mai călugărit tot atunci alți 6 frați din mănăstirea Putna. Pe 4 aprilie 1990 a fost hirotonit irodiacon de către arhiepiscopul Pimen în Catedrala Mitropolitană din Iași. Pe 11 martie, același an, în duminica a doua din post, a Sfântului Grigore Palama a fost hirotonit ieromonah în Biserica Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. După o practică de o săptămână, arhiepiscopul Pimen i-a încredințat ascultarea de a redeschide schitul Hadâmbu din județul Iași. Prima sfântă liturghie în așezarea din Dealul Mare, după 33 de ani, a fost oficiată pe 25 martie de sărbătoarea Bunei Vestiri. În cei 34 de ani de slujire la mănăstirea Hadâmbu, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, ajutată de obștea monahală, de ctitori și de pelerini, a reușit să reabiliteze străvechiul monument și să construiască alte edificii care completează ansamblul monahal. Activitatea părintelui stare s-a desfășurat de-a lungul anilor cu binecuvântarea prefericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române în vremea slujirii ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei și cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. O susținere aparte prin rugăciune și prin îndemnurile oferite a venit din partea înalt preasfințitului Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor și din partea preasfințitului Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.